Mulțumate ministru Perju, președinte Gorin Cioi, doamna directoare Verbeniuc, stimați fermieri și parteneri. Se pare că anul 2020, care a fost foarte dificil pentru întreaga omenire, începe să revină la normal. Vaccinul se vede la orizont, au revenit precipitațiile. Asociația Moldova Fruct, cu partenerii săi, Agenției de Investiții și o serie întreagă de sponsori, organizează această conferință și guvernul a reușit să aprobe programul de dezvoltare a horticulturii, care a fost în proces de elaborare timp de 2 ani, mai mult de 2 ani. Cu acest prilej aș dori să aduc mulțumire domnului ministru Perju și președintelui Asociației Gorin Cioi, că în acest an dificil, plin cu probleme operaționale, au reușit să mențină un dialog cu Cancelarea de Stat, cu Cabinetul Primului Ministru pentru a promova acest program important, acest program strategic pentru întreg sectorul agricol al țării. Eu am avut onoarea să particip și să contribui la elaborarea acestui program. Programul, pe lângă acest program, a fost aprobat și un plan de acțiuni de implementare a lui, care are 71 de acțiuni primordiale, dar totuși nu toate acțiunile pot fi implementate în același timp. De aceea aș dori să-mi exprim opinia despre care ar fi prioritățile imediate pentru sector în implementarea acestui program, dar și creșterea competenței sectorului horticol al țării. Aș recomanda tuturor părților interesate să studieze programul. Sunt multe cifre interesante despre performanța din trecut a sectorului, dar de asemenea și logica proiectului, care sunt viziunile de dezvoltare pe termen lung. Eu aș dori întâi inițial să fac o mică revizuire a acestui progres. În ultima decadă, ultimii 10 ani, sectorul horticol țării s-a dezvoltat continuu. Au fost mici perioade de crize, precum embargourile impuse de Federația Rusă, dar oricum, pe parcursul, de exemplu, la ultimii 5 ani, volumul producției în sector, în valoare fizică, în unități fizice, a crescut cu peste 60%. Astfel, am ajuns la o recoltă de circa 1.500.000 tone. Exporturile sunt motorul acestei creșteri, ele cresc permanent și au atins cota de 300 de milioane de dolari. Există progres la nivelul de producere, tot mai mulți fermieri adoptă tehnologii intensive de producere, se extind suprafețele irigate. Datorită competenței producției are loc și o diversificare a piețelor, dar de asemenea are loc și o diversificare a culturilor. Astfel, pe lângă nuci și mere, care au fost principalele culturi a sectorului, care au generat majoritatea vânzărilor, tot mai mult și mai mult se pune accent pe fructele sâmburoase, pomușoare sau alte, sau unele culturi de nișă. Un rol important în această dinamică pozitivă l-a avut suportul statului, atât prin lucrul cu partenerii externi de facilitare a accesului la piețe. Avem acces preferențial la două piețe majore de producție horticolă, Piața Federației Rusiei, Piața Uniunii Europene, dar și suportul financiar, care este acoperit prin fondurile gestionate de către instituțiile statului, precum ar fi Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, deci de asemenea Fondul de Promovare a Exporturilor.
De asemenea, sectorul a beneficiat și de un suport prioritar din partea donatorilor. Aceste tendințe pozitive arată că sectorul poate crește în continuare. De asemenea, are loc pe plan global, se vede o tendință de creștere a pieței pentru produsele horticole din mai multe considerente, dar principalul fiind impactul lor pozitiv asupra sănătății. Respectiv, în urma calculilor și estimărilor, este realist să creștem în continuare volumul de producere și aceasta poate fi atins prin efectuarea a unor investiții pe întreg lanțul valoric. Astfel, în cadrul programului, domnul ministru a menționat că programul prevede investiții de circa 11 miliarde de dolari, dintre care circa 2 miliarde de dolari în echipament tehnic agricolă, infrastructură, precum drumuri, sisteme de irigare centralizate, investiții în producere, plantații noi, sisteme de irigare în cadrul acestor plantații, sisteme de protecție, circa 5 miliarde de dolari, de lei. Este potențial de creștere în continuare a infrastructurii post-recoltare, atât ca capacitate de depozitare, cât și dotarea ei cu echipamente de sortare sau ambalare. Și, de asemenea, o procesare, cum ar fi conservarea, sucuri sau deschidătarea produselor. Toate acestea, ca rezultat acestor investiții, este real să menținem un ritm de creștere a sectorului, un ritm de creștere a valorii adăugate în sector, care este la nivelul 5-6% pe an, ceea ce este la nivel sau chiar depășește nivelul prognozat de creștere a PIB-ului țării în această perioadă. Totuși, efectuarea acestor investiții nu garantează un rezultat. În primul rând, fix aceleași tehnologii sunt disponibile și la alți concurenți de zonă. Plus, sectorul trebuie, pentru a fi competitiv, trebuie să ia în considerație și o serie de provocări care se simt tot mai intens, impactul lor. Unele dintre ele nefiind relevante, să spunem, 5 sau 10 ani în urmă. Unul este capitalul uman. Tot mai mult și mai mult, valoarea adăugată este creată nu de către tehnologii, dar de către oameni. Modul cum se operează pe piață, modul cum se produce, modul cum sunt create relațiile. De aceea, programul de dezvoltare horticulturii ar trebui să abordeze metode de creștere a abilităților personalului implicat în sector, de la toate nivelurile de operații, inclusiv instituții educaționale, instituții de cercetare, dezvoltare, precum și crearea condițiilor de muncă, creșterea nivelului de salarizare. O altă provocare care sectorul trebuie să se confrunte este schimbarea climei. Prognozile arată că vom fi tot mai mult supuși riscurilor, hazardurilor naturale, dar de asemenea există și oportunități pentru introducerea în țară a unor noi culturi care în clima precedentă poate posibil că nu erau posibil sau erau mai riscante. De asemenea, sectorul trebuie să ia în considerație că societatea pune tot mai mult accent asupra protecției mediului înconjurător. Producția agricolă folosește o serie de produse cu impact negativ, cum ar fi pesticidele sau riscul de la fertilizare excesivă. Dar, de asemenea, agricultura poate și pomicultura, horticultura poate oferi servicii de ecosistem dacă activitatea este planificată în mod corespunzător. De asemenea, programul trebuia să ia în considerație și situația pe piețe.
situația geopolitică, pentru că am avut probleme pe acest domeniu, dar în același timp trebuie să recunoaștem că ultimii 5 ani suntem beneficiarii unor avantaje, să spunem, artificiale, de la faptul că țările Uniunii Europene, Ucraina, nu pot exporta, de exemplu, pe piața Federației Ruse. Ca rezultat a tuturor acestor analize, ce se poate de făcut pe toate aceste domenii, a rezultat un program, scopul lui fiind primordial creșterea competitivității, dar de asemenea și a rezilienței sectorului, cu accentul pus pe creșterea valorii producției și aprofundarea legăturilor în lanțul valoric, la toate etapele lanțului valoric. Totul acesta se face pentru a crește bunăstarea în mediul rural. Ca rezultat acestei viziuni, pe termen lung, s-au definit o serie de obiective care sunt legate între dânsile, aceste fiind îmbunătățirea accesului la piețe, accelerarea dezvoltării prin introducerea tehnologiilor și inovare, asigurarea competitivității forței de muncă și asigurarea unui mediu de afaceri prielnic investițiilor în sector. Per total, s-au identificat 71 de acțiuni care urmează a fi realizate pe parcursul următoarelor 5 ani. Totuși, după cum am menționat, investițiile în tehnologii nu pot garanta succesul acestui program. Sectorul este într-o situație când trebuie să identifice noi rezerve, noi motoare de creștere. Pentru că pe unele direcții, de exemplu, concurenții ne ajung din urmă, pe altele capacitatea noastră deja de creștere posibil că este limitată. O linie roșie care trece prin întreg programul de dezvoltare a horticulturii este spiritul de colaborare pe întreg lanțul valoric. Și acum în sector, și evenimentul acesta este un exemplu de colaborare a mai multor entități, dar toate aceste inițiative de parteneriat trebuie accelerate în mod dramatic. Și în primul rând, fiecare fermier trebuie să se considere ca parte a unui proces. Fiecare entitate din lanțul valoric trebuie să participe la crearea valorii pentru a obține rezultate. De aceea este important ca fermierii să accelerăm procesul de creare a grupurilor de producători. Este important să creștem gradul de acoperire a producătorilor ca fiind membru a asociațiilor, pentru că un număr parte de acum în sector sunt o serie de asociații care își sporesc continuu capacitatea, dar totuși un număr mare de fermieri nu beneficiază de serviciile acestor și nu participă la lucrul acestor asociații. Există o soluție importantă pentru asigurarea infrastructurii de irigare este asocierea în cadrul asociațiilor de utilizatorilor de apă. De asemenea, sectorul trebuie să privească la instituțiile statului ca un partener, nu ca un adversar. Este important că și instituțiile statului, ministerul, instituțiile de control, instituțiile educaționale, cele de cercetare, dezvoltare, să vină în mod activ către sectorul privat, să identifice posibilitățile de colaborare. De ce? Eu cred că anume intensificarea acestor dialog și lucru în comun în cadrul sectorului este o prioritatea imediată a sectorului. Și în jurul nostru sunt numeroase exemple cum în alte țări
au fost se poate de obținut rezultate enorme prin parteneriat, nu atât prin investiții. De exemplu, ceva timp în urmă, în Olanda, sistemul de cercetare, dezvoltare și serviciul de extensiune practic au fost privatizate, putem să spunem așa într-un fel. Acesta a fost un mic șoc pentru sector, dar ca rezultat au apărut noi mecanisme de colaborare care depășesc rezultatele sistemului precedent. Astfel, de exemplu, pe un sector mic în comparație cu toate terenurile agricole care sunt gestionate de către instituțiile educaționale ale țării, doar pe 13 hectare, a fost printr-un parteneriat a patru parteneri strategici, a fost creată o stațiune de cercetare pe care pe un teren de 13 hectare reușește în fiecare an să organizeze 90-100 loturi demonstrative de diverse tehnologii. Peste 100 de soiuri de culturi de fructe și pomușoare sunt anual testate în cadrul acestei stațiuni, doar pe 13 hectare de pământ. Anual, stațiunea colaborează cu 100 de sponsori, furnizori de tehnologie, și 530 de fermieri contribuie financiar la funcționarea acestei instituții. Ulterior, în parcursul agendei, ziua de mâine, de poimâine, câțiva experți de la compania Fruit Consult vor avea câteva prezentări. Multe din aceste tehnologii și practici au fost anume testate pentru prima dată în cadrul acestei stațiuni. Chiar și la noi în țară există un model foarte bun de parteneriat. Astfel, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Institutul de Horticultură, sunt liderii unui parteneriat care este în proces de lansare a materialului săditor viticol de categoria certificat. Această experiență trebuie studiată și, cum am spus, și accelerată. Eu consider că anume acest spirit de colaborare și de identificare a soluțiilor printr-un dialog dintre sectorul privat și cel public trebuie aplicat în două domenii care sunt esențiale pentru competitivitatea sectorului. Pentru că foarte multe alte investiții majore de care a discutat și domnul Fala, domnul ministru, domnul Gorencioi, eficiența lor va fi cu mult mai mică dacă nu se vor aborda următoarele două problematici. Una, prima, acesta este accesul la soiurile solicitate de piață și acces la material săditor de categorie biologică certificat de origine locală. Deja în țară, în cadrul asociația, a creat un parteneriat cu Institutul de Horticultură, Comisia de Testare a Soiurilor, prin care o serie de soiuri de caise, mere, sunt în proces de testare, dar oricum acest proces este întâmpină anumite probleme. Pe lângă aceasta, datorită faptului că multe soiuri nu sunt solicitate de către fermieri, nu sunt în catalogul soiurilor, pepinierile locale nu pot multiplica aceste soiuri, respectiv fermierii procură toate soiurile respective din import. Pentru a rezolva această situație, totul nu este o singură mică activitate, este necesar o serie de activități, dar primul pas ar fi o analiză a celor realizate în ultimii 2 ani, să vedem ce alte activități pot fi îmbunătățite și eu cred că această discuție poate fi realizată nu este de perspectivă de un an, asta merge vorba de o perioadă de luni.
O altă prioritate este implementarea cât ori mai grabnică a principiilor protecției integrate. Și aceasta are loc din mai multor premize. Una este cerințe tot mai severe a consumatorilor și a importatorilor privind rezidurile de produse de uz fitosanitar în produse. În produse horticole, dar și radierea din registre a mai multor substanțe active în Uniunea Europeană și peste o anumită perioadă și din Republica Moldova. Este necesar un dialog și găsirea unor soluții strategice pentru această problemă. Acest dialog trebuie să fie dus atât de către fermieri, cât și reprezentanții companiilor ce distribuie aceste produse, dar și autoritățile statului, ca să creeze condiții adecvate. Și prioritățile pe termen scurt, cum ar fi prioritățile pe anul viitor, ar fi identificarea unor metode de extindere a domeniului de înregistrare la o serie mai mare de cultură a unor produse care sunt deja înregistrate în catalogul nostru, doar că sunt înregistrate pentru doar unul sau două culturi. Și a doilea obiectiv ar fi atingerea unui așa nivel când companiile internaționale, inclusiv și unele care susțin în cazul acest eveniment, vor înregistra în Republica Moldova produsele noi pe care ei acum le lansează pe piață paralel în Moldova și în țările din Uniunea Europeană. În prezent, deja în ultimii câțiva ani, peste 50% din produsele noi care sunt lansate pe piață sunt produse de protecție biologică. Implementarea rapidă a acestor produse în horticultura Moldovei va permite să menținem imaginea țării ca o țară curată și va permite o sinergie cu mesajul despre gustul deosebit de care a vorbit domnul Nonfala și va contribui la sporirea eficienței tuturor investițiilor de care am menționat anterior, mai ales în condițiile în care pandemie în care noi suntem, abilitatea statului și posibil și a sectorului privat de a mobiliza investiții financiare va scădea, de aceea trebuie să găsim alte rezerve de creștere și anume aceste două activități: acces la soiurile solicitate de piață, materialul săditor certificat local, protecția integrată a culturilor sunt priorități imediate, la care și noi, ca proiectul Agricultura Performantă Moldova, suntem gata să contribuim cu resursele noastre, cu capacitatea noastră. Vă mulțumesc!